Voi ați zis că a devenit o pasiune, o plăcere a oamenilor să se ia de mine? Da. No matter what? Asta e, plânge-te în altă parte. În podcastul de astăzi vorbim despre sunetul din podcastul 20, de ce a sunat urât. După răspundem la câteva întrebări venite de la voi, cum ar fi, care este tipul de jocuri pe care noi îl displacem, fiecare în parte. Apoi vorbim puțin despre ce a spus Jim Carrey legat de depresie și avatarul pe care îl prezentăm în social media. După, am vorbit multe astăzi. Filme, despre activități în carantină. Corect. Diferite chestii off-topic și încheiem cu? Încheiem cu un subiect. Comunitatea Twitch versus Colo, să spun așa. Cum s-a luat... Oamenii de pe YouTube care vin pe Twitch. Da. Și îi sponsorăm sau nu îi sponsorăm? Îi iertăm? Este mai spre final, așa rămâneți că buckle up. Buckle up. Pentru a afla răspunsul. Ah, și îl avem pe Wiki. Pe Wiki și un cățeluș. O să vedeți despre ce e vorba dacă vă uitați la podcast. Și un pisic. Și un pisic. Negosim. Negosim. Sunt în stânga jos la tine. Hai, enjoy! Păreri? Hai. Podcast 23. Carantină, podcast 4. Ceva de genul, nu? Astăzi avem un invitat, cred că cel mai depărtat din punct de vedere fizic, să zic așa. Geografic. Îl avem vezi fizic ce vreau, ce să știu. Asta e dimineață, sâmbătă. Geografic, da, îl avem pe l'invité d'aujourd'hui est Wiki. Il vient directement de Paris, dacă mă înțelegeți. Aolo, nu mi-am mintit că era să rămân corijan la franceză. Vă dați seama că de o oră caut în dimineața asta să acestișa două fraze din franceză. Nu, mă, nu, cu franceza sunt decent, chiar vorbeam cu Wiki ieri. Și a sunat el prietenul ăla care era olimpic în liceu. Am avut o prietenă care a dat Delfu și ea ne făcea temele la franceză tuturor. Cam așa am trecut de prin liceu, nu știu despre voi. Copiile și relația, bravo tata. Bă, întrebarea clasică, ce vă mai face carantina? Cum sunteți? Rezistați? Bă, ziua 20, mai am două pungi cu tăiței și un pachet de alune, deci e cam groasă situația. Da, nu joc, imagine, chiar stau prost cu mâncarea, va trebui să merg la cumpărături sau nu. Băi, eu mă gândeam că vine Paștele săptămâna viitoare și trebuie să fac o serie de astea de cumpărături mai în forță așa, pentru că nu o să mai fie deschis nimic. O perioadă, nu? Da, cred că da, cred că ai dreptate, se închid. Da. Despre ce vorbim astăzi? Luăm la mână niște subiecte? Subiectele... La mână? Pe care nu le-am abordat data trecută? Păi da, avem. În primul rând avem o chestie. Știți că la podcastul 20 am avut o problemă cu sunetul. O problemă intenționată, cred eu, zic eu. în care eu vorbeam foarte tare, mă auzeam foarte tare. Am văzut-o, am observat-o pe parcurs, dar am zis, bă, ia las-o așa. Pentru că vreau să fac un experiment social. Big brain shit. Așa se numește acum greșeala, știi? Greșeala. Experiment social. By the way, off topic. Zi tu. Radu e ca aia care pică bacul și... Ce mă pica, mă, bacul? Bă, nu l-am picat, frate. N-am vrut să-l iau. N-am vrut să-l iau, da. Leule, ai văzut, mă, ce întrebare am primit pe Discord? Ce propunere? Da, știu. Aia cu invitațiile. Sau la ce te referi? A venit cineva să ne zică că vrea să facă o serie de întrebări, tip interviu cu streamer români. Da, știu, mi-a dat și mie mesajul. Da, ți-a dat și ție. Da. Dar nu e o chestie de 10 minute, mă. Bă, nu vă mai atacați, mă, că dacă ați făcut voi așa ceva zis, înainte. Așa a scris, așa a scris. Da, scrie acolo că e o chestie de 10 minute. Whatever. Dacă ați făcut voi ceva înainte, înseamnă că alții n-au voie să facă. Bă, da, în fine. Importanților care sunteți, știți. Da, e așa, e un pic Caterinca, știi de ce? Bă, e amuzant. E un pic Caterinca, fiindcă e ca și cum, stai un pic, e ca și cum te-ai duce la Ninja și Drake după stream-ul ala lor împreună, îi dai un mesaj lui Ninja, că bro, îmi dai și mie numărul lui Drake, că mi-a venit mie așa o idee să fac un stream cu el. Nu, n-are legătură cu asta. N-are? Am înțeles. Leu v-a mai zis, aplică teoria gândului, v-a mai zis-o, că nu există un gând care să fie unic. Există cel puțin doi oameni care s-au gândit la același lucru. Nu, mi se pare că vă atacați prea ușor când cineva face altceva care seamănă așa, când seamănă puțin ceva cu ceva ce a făcut Gossip și la care s-au uitat 200 de oameni, gata, copia dragoste. Bă, ăia 200 de oameni,
Aici sunt. Așa, mă, revenind. Am auzit la subiecte că vorbim mai ura. Revenind, voiam să discut despre de ce lumea tinde, dar nu știu cum să spun în română, sincer. În engleză ar fi termenul state the obvious. Adică să spună cel mai evident lucru care sare în ochi sau, da. Cum ar fi sunetul? Despre. N-am vorbit pe, la podcast. N-am vorbit de chestii pe cu lumea care critică CFR-ul și Poșta Română și așa mai departe. Nu cred că e același lucru. Zici tu că e același lucru? Eu n-aș băga în aceeași oală. Păi, detaliază-l. Adică au ascultat acel podcast și toți au, nu toți, mulți au sărit zicând, bă, s-aude gosip prea tare. Păi, îți zic eu care a fost problema. De fapt, nu au putut să-l asculte. Da, dar era primul lucru care, adică de ce îl spui? Este cel mai evident lucru din tot podcastul ăla și tu trebuie, vrei tu să spui. Crezând că ești primul care și singurul care observă chestia asta. Da, mie mi se pare că au făcut un lucru normal, că e feedback. În primul rând și eu, dacă aș fi observat, l-aș fi spus ca feedback. Și al doilea rând, și dacă vedeam în comentarii că a mai spus cineva, aș mai fi spus și eu odată ca să trolez. Ah, corect. Pentru că dacă din 12 comentarii 10 sunt cu sunetul prea încet, deja devine funny, adică deja reprezint troll. Trolii la podcast. Ăsta e leu. Adevărat. N-are el treabă. Da, bun. Și atunci după, dacă erai troll adevărat, mai posteai același comentariu și la următoarele 3 podcasturi, chiar dacă se rezolvase problema. Cum ar fi să se audă super bine, noi să auzim bine și să ne trezim cu absolut toate mesajele? Bă, nu se aude unul dintre voi. Eu aștept de asta, măcar 5 așa. Comentarii la podcastul ăsta să-mi zică că nu mă aud deloc sau Leu nu se aude deloc. Nu s-aude, la modul să fie, băi, noi nu l-am auzit pe Timi absolut deloc, se văd doar buzele, dar nu se aude absolut nimic, știi? Și noi simt la modul, băi, să ne întrebăm rudele, să întrebe mama, l-ai auzit pe băiatul ăla de acolo cu ăla al treilea? Sau, chit că am făcut niște teste acum, deja am o stare de anxietate că unul dintre noi nu se va auzi. E de ajuns să-mi bagi în cap. Bine, hai, trece la următorul subiect atunci. Subiect care vine de la Zero Logic și zice așa: care este genreul de jocuri care vă displace din toată inima și de ce? Genul, băi, scrie genreul. Am citit direct ce a spus Zero. Zero Logic. Am levut francez, monsieur. GNR. Cum citești tu GNR, liniuță UL? Cum citești genre, dar puteai să-l traduci tu. Bine, hai, lasă. Avem pretenția că oamenii care ne urmăresc sunt avizați în ale... Așa, zi. Ziceți, hai, o luăm de stânga sus. Leu, zi tu primul. Nu, eu primul. Hai, bine. Care era întrebarea? Care este genreul de jocuri care vă displace din toată inima și de ce? Dacă vreți, răspund eu primul. Hai, zi tu primul. Card game-urile. Vreau să vă zic că Hearthstone-ul sau și Legends of Runeterra, nu știu ce, îmi place să mă joc, doar că urăsc că trebuie să pierd foarte mult timp făcând deck-urile. Și mă enervează că mă gândesc la un deck jumătate de oră, îl pun în aplicare și după aia îmi dau seama că îmi lipsește ceva și iartă să o iau de la capăt. Și mă enervează chestia asta cu... pentru că nu e ceva interesant să-ți faci un deck, din punctul meu de vedere. Pentru tine. Mie îmi displace din toată inima, să zic. Da, ăsta ar fi genul care mie îmi place. Da, la fel și mie, același gen de jocuri, nu am suport card game-urile, nu, nici nu am, cum să zic, nu, n-am reușit niciodată să înțeleg exact ce trebuie să fac acolo, în primul rând, și de aia nici nu am să mi-am bat capul cu... Deci ăla, pentru mine, ăla ar fi singurul gen de joc care nu l-a jucat. Îmi displace, nu. Timi, tu? Pe mine personal nu m-a atras niciodată jocul gen WoW și am partea cea mai dubioasă e că am un grup de prieteni care joacă toți WoW și toți sunt un fel de ce nu vii să joci cu noi WoW și cred că adevărul e că nu, niciodată nu m-a atras de genul ăsta de jocuri. Sunt prea multe chestii care se întâmplă pe ecran, ești în raid acolo cu 30 de oameni, urlă raid leader-ul, dă heal-ul, dă heal-uri, dă AD-uri. Da. E boss-ul acolo cu 20 de milioane de HP și dintr-o dată se întoarce la voi și omoară tot clanul, tot raid-ul, nici nu știu cum să-i numesc. Da, este un oarecare script acolo. Nu, n-am înțeles eu genul de jocuri. E destul de simplu dacă dezbin, gen tu ești carry, tu trebuie să dai damage pe ăia sau după aia când se spawnează ăia, omoară ăia. Adică sunt niște chestii, niște pași foarte simpli pe care trebuie să-i urmezi în raid-uri, cum zici tu. Dacă ești DPS, nu te interesează ce face healer-ul. Te interesează să nu iei o bombă pe tine sau un curse pe tine care urmează să omoare tot raid. Simpli, pentru că raidurile în WoW au ajuns la nivelul la care
sunt foarte grele. Sunt unele chestii. Ghildele de oameni normali, nu tryhardări și așa mai departe. Asta fac, aia e toată acțiunea lor în WoW, în joc, să facă progres. Adică în fiecare, o dată pe săptămână sau de două ori, continuă și fac același boss, poate săptămâna rând, trec de el, trec la următorul boss, până se obișnuiesc cu mecanice și așa mai departe. Adică sunt, bă, da, chiar, eu foarte dificile. Mereu m-am întrebat, scripturile la WoW sunt date de Blizzard sau sunt oameni care le încearcă și după aia le zic, bă, asta trebuie să faci? Nu, sunt boss-ii. Raidurile sunt făcute de Blizzard. Știi că sunt făcute de Blizzard, dar nu, dar cred că sunt descoperite de oameni, bănuiesc. Primii oameni care se joacă, care se duc să omoare acel boss, știu ce trebuie să-i facă bossului sau pur și simplu atacă și văd ce face? Cred că experimentează. Treaba e că... hai, spune tu. Vreau să zic că experimentează, cred, fiindcă da, e și cursa asta între teamurile de WoW, între Method și alte echipe, Limit, care reușește să termine raidul primii, știi? Asta cred că experimentează fiecare până găsesc ceva ce funcționează, știi? În WoW, în momentul ăsta, sunt pe trei dificultăți. Normal, Heroic și Mythic. Și se adaugă mecanici noi de la dificultate la dificultate. Și mecanicile sunt... ți le pune text Blizzard înainte. Astea sunt mecanicile boss-ului, toate. A, le spune totuși. Dar ei fac progres, în sensul în care bat boss-ul procent cu procent. L-au bătut până la 90%, au descoperit o chestie, îl bat până la 85% data viitoare și așa mai departe. Ok, ok. Progresează timp de câteva săptămâni până bat la cea mai mare dificultate. Până vin cu scriptul potrivit pentru a distruge, am înțeles. Exact, adică ei știu ce se întâmplă și acum trebuie să-și găsească fiecare strategia lui. Dar ei știu că boss o să facă X chestie. Așa, zileule și tu, ce joc îți displace? Bă, nu știu, eu n-am un gen de jocuri pe care îl urăsc. Aș zic așa, să nu pot să mă ating de el. Poate fighterle, că nu m-am atins niciodată de el, dar nu zic că nu știu ce, abar n-am ce se întâmplă acolo și mă pierd de rău de tot. Dar în rest nu, eu n-am un gen de jocuri pe care să-l detest sau cum era întrebarea. Da, să-l displaci din toată inima. Da, nu. Dacă vine ceva până la sfârșitul podcastului, ne spui. Câteva jocuri am? Da, nu, câteva genuri de jocuri. Bă, apropo de fighting games, uite idee de TikTok-uri, că tu mereu, Radu, ne întreb dacă avem idee de TikTok-uri, să faci o din aia cu Choose Your Fighter, știi? E prea ușoară, e prea ușoară, da. E prea ușoară, are gosim niște idei. Da, vreți să încep să le citesc? Nu vreți. Nu, las. Nu. Nu că le fură lumea. Exact. Corect. Bă, pe atunci trecem la următorul subiect, care se leagă oarecum cu ce a spus Leu, podcastul trecut. Leu ne zicea că el a încercat să fie mai hype decât cu WoW, să schimbe puțin mentalitatea pe stream, să vadă dacă se schimbă, dacă vin oameni. Așa ai zis, așa ai zis. Nu că... m-am exprimat așa să văd dacă... Pur și simplu așa am vrut eu să fiu, eu personal, așa am fost și am observat că lumea vine... Dar tu nu ești hype, tu nu ești hype. Pe stream? Depinde ce mă joc. Nu pe stream, IRL. Depinde ce iau înainte. In real life, nu ești hype, nu ești genul de om hype care să... Mă întreb sau îmi spui? Îți spun. Ah, ok. Îți spun. Pentru că uite... De obicei îmi spune că sunt prea entuziasmat și că sunt prea repezit. Acum spune că nu sunt hype, hotărăște-te. Ești prea entuziasmat, dar nu ești în zona aia de hype, de... Ești mereu pe energie, nu ești Dorian Popa, știi? Când zici hype, eu zic că Dorian Popa e hype. Ăla mereu are energie. Și din câte înțeleg, așa este in real life, nu neapărat pe filmulețe. Uite de ce zic. M-am uitat la MCN Podcast când a venit decanul facultății sau rectorul facultății, nu, rectorul facultății unei ATC din București. Și zice o chestie, a zis ăsta micuțul. O chestie pe care a spus-o Jim Carrey. Știi că Jim Carrey în ultimii ani a cam luat-o cealapa. I-a murit soția sau fosta soție, oricum. S-a izolat. Da, a luat-o puțin pe partea de depresie. Și zice așa el: depresia intervine când avatarul pe care îl prezinți pe social media nu se mai suprapune cu propria persoană. Ce părere aveți despre acest statement? Făcut de Jim Carrey. Jim Carrey a spus, da. Da. Cred că e adevărat, fiindcă tu prezentând chestii false pe social media, ajungi să începi să le crezi și tu. Știi, e ca zica la aia mai veche, cu minciunile repetate, ajungi să le crezi și tu și nu le mai distingi de realitate. Ah, da, corect. Știi? Și când ajungi în punctul să le distingi,
ești șocat, ești un fel de aoleo, deci ăsta nu sunt eu. Viața mea chiar e la soală. Ce-i mă cu cățelul ăla? Ce-i mă cu cățelul ăla? Aru cățelul și... Nu te-ai uitat deloc la Wiki până acum? E ok, măcar să mă ribe la această. Câinele asta face parte din fiecare live pe care îl fac. Hashtag exposed. Nu pot să fac oricând se aude Betty la mine pe oricând, și dacă okay, conversați okay. Video și dacă vorbesc la telefon e Betty. Mișto. Ce calm e. De clatră. De exemplu, dacă eu am brațe și vede pe voi la ecran, probabil nu se zice apă să latre ceva de genul. Să facem un test. Tipic. Hai aici, Betty. Oh, cât de cute. Uite cum are lăbuțele albe. Gata, știi ce pui acum în thumbnail, nu? Clar. Ia, stai să mut pe... Okay, uite cum s-a calmat, mă. Dar nici nu se vede tricoul tău atât de negru e capul. E camuflat. Da. Hai că măcar lăbuțele să vadă. Trebuie tare să lăbuțele albe. Așa, continuă. Da, uite, ați avut dreptate să calmat acum. Așa mă, revenind, ce ziceai, Timi? Că mi-a plăcut. Deci părerea mea e că e complet adevărat ce ai zis tu. N-am zis, eu a zis el. Jim Carrey. Vezi tu, Leule, riști să pici și tu în capcana asta. Dacă nu te prezinți cu adevărat cum ești tu. Corect, Leule, ești un fals. Mi se pare că, adică, sunt, îmi place statement-ul și îmi place subiectul, dar mi se pare că n-are absolut nicio treabă cu mine sau ce se la mine pe stream. Pentru că asta a fost doar așa, o chestie de... Nu e ca și cum eu am fost super hype acolo, am făcut disco, am pus muzică, mi-am pus ochelarii, ne-am distrat, am ascultat chestii și așa mai departe și eu când închid sunt pe depresie. 100% diferit de asta sau nu pot fi absolut deloc așa în viața reală. Pentru că nu puteam, eu nu pot să fac chestii pe stream care n-au absolut nicio legătură cu mine. Înțeles. E, efectiv era o altă parte a mea pe care poate tu n-ai descoperit-o sau așa mai departe, adică nu... Maybe. Cu mine personal n-ai treabă statement-ul, dar statement-ul îmi place și mi se pare că o foarte mare parte din problemele psihologice ale generației noastre și ale oamenilor din ziua de azi vin din online. Sunt sigur că ați făcut studii pe tema asta, dar cred că majoritatea vin din online pentru că e una dintre problemele online-ului. Am mai discutat noi la podcast despre asta, faptul că începe să ne intereseze mai mult imaginea din online decât lucrurile cu adevărat reale. Și asta cu avatarul depinde cum o vezi. Dacă pui atât de multă valoare pe ce reprezinți tu în online, o să te deranjeze că nu ești și în viața reală ca și în online și o să dai în altele depresie și mai departe, exact cum a spus și Timi. Dar sunt și oameni care pur și simplu în online se prezintă total diferiți și conștientizează asta. Și cred că asta e cel mai ok, adică să știi că tu din online ești foarte diferit de tu din realitate și să embrace it, știi? Mi se pare cel mai sănătos. Probabil că chestia asta cu depresia intervine în timp, gen, dacă tu îți dezvolți o anumită personalitate online fără să realizezi schimbarea față de ce exact, erai tu. Exact. La momentul în care începi să-ți dai seama după câțiva ani de activitate. Sorry. O să iau niște spirit să dau pe căștile astea. Hai mă, că era mișto ce zicea Wiki, mă. Of, it's hai. Corona time. Sorry de întrerupere. Nu, nici problemă. Da, deci probabil că chestia asta devine în timp, adică petreci o câțiva ani făcând activitatea aia, realizezi de-abia după o vreme că de fapt nu mai corespunde cu cine erai tu înainte, știi? Și atunci poate să fie șocul mai mare și să intervină. Cred. Da, nu știu dacă avem un exemplu. Nu știu dacă avem un exemplu în România pe chestia asta clar. Nu vine în minte, dar... Da, avem. Nu i-ai dat acum mare expos că e fals? Eu sunt sigur că el de fapt nici nu e din Craiova, măcar posterul ăla de pe fundal bannerul e doar așa să impresioneze.
Death Stranding n-a jucat în viața lui jocul ăla. Ăla da, recunosc. Exposed. A fost expus aici pe live, pe podcast. Îl recunosc întotdeauna, mă întreabă la ce postul ăla, bă, e de la nu știu ce, de la nivel de gaming, l-am făcut șoros, că era pe retal, dar n-am jucat jocul ăla, nu? Am înțeles. Da, și cred că în momentul în care realizezi chestia aia, ai o anumită responsabilitate, în sensul care tu ți-ai creat un... ți-ai creat o imagine pe internet a ta și la un moment dat realizezi că bă, nu eram chiar așa, dar tu trebuie să continui să faci chestia aia, știi? Adică tu trebuie să-ți menții personalitatea aia. Mm-hmm. Cum probabil deja ești implicat prea mult, da. Exact. Probabil pentru Jim Carrey, de exemplu, cum el are tot timpul obiceiul ăla de a fi... bine, dar eu cred că el este așa și... Așa este el, da. Da, nu știu... Da, da, nu știu să zic în cazul lui, pentru că ei nu... Cred că la el a fost alta problemă oarecum. E doar o paralelă între actorie și social media la el. Pentru că el când intră în roluri, nu știu dacă ați văzut, a fost la un moment dat, a făcut... l-a jucat pe Andy Singer sau ceva de genul, nu mai știu cum îl chema. Era a fost la un moment dat un comediant foarte excentric, foarte ciudat, foarte... Și el a intrat atât de tare în personaj încât se comporta și offset ca omul ăla. Adică undeva la 2-3 săptămâni s-a comportat fix ca ăla, fix ca ăla. Și făcea fix ce făcea ăla, care, nu știu, trăgea de femei, vorbea urât, arunca mâncarea, chestii de genul, înțelegi? Cred că acolo a fost făcută paralela între... Asta e ca și cum dacă Bendeac în perioada aia în care interpreta el pe Vișinescu ajungea acasă și își bătea soția sau ceva de genul, torturat tot n-are, ce găsea. N-are soție, nu știu dacă știți, dar Bendeac are tatuat pe mână undeva aici, Never, unde e inelarul, unde ar trebui să pui... Da, știu că e singur. Cum a sunat? Știu, maică, că e singur. Săracul de el. Nu, mi se pare că a fost cu puțin optimism așa în glas. Știu că e singur. Așa am auzit. Revenim la glumele cu Grindr pe care le făceam în studio. Mi-e dor de glumele alea. Timi, te-ai dat la fund. Da, ce proastă alăturare de cuvinte. A fost intenționată? Mamă, dacă era intenționată, chiar te apreciam așa. Ai dat una bună din așa. Mai știi dacă a fost? Bun, hai să trecem la ce ne-a lăsat aici Claudiu. E legat de un subiect pe care l-am mai deschis noi, dar n-am vorbit destul de mult. Cum credeți că ar arăta omenirea dacă brusc s-ar închide internetul? Mai ales în zona asta de pandemie. Depresie mare. Zici tu? Da, pentru că nu depresie, dar ar fi o problemă aici. Pentru că lumea ar trebui să schimbe subiectul de viață. Deci dacă s-ar închide internetul, hai să zicem neapărat că se închide internetul total, se închide internetul ăsta pe partea de socializare și divertiment și chestii. Adică hai să presupunem prin absurd că adică nu mai Netflix, nu mai YouTube, toată treaba cu băncile media și tot ce se întâmplă în mediul online, birocrație și așa mai departe rămâne. Dar se închide internetul pe partea de divertisment și tot. Noi nu mai putem să comunicăm unii cu alții și mai departe prin internet, trebuie să ne sunăm sau chestii genul și nu mai putem să vedem Netflix, YouTube, toate porcările sau podcastul ăsta genial. Și eu cred că atunci oamenii ar trebui să schimbe absolut total stilul de viață. Nu ar mai găsi validare în online și ar trebui să fie să găsească asta în realitate. Și eu cred că ar fi probleme foarte mari din punct de vedere psihologic. Așa că ne-am plictisit ca naiba, ar fi partea mică a problemei. Eu zic că o mare problemă pe care are omenirea în ziua de azi este incapacitatea de a sta singur. Orice individ nu știe să stea singur și nu e capabil să stea singur, cu propria persoană, cu propriile gânduri. Oare crede-mă că stau singur de vreo 19 ani încoace. Eu nu știu cum reziști. Bă, da, ai prieteni, ai cer sfatul oamenilor din jur, chestii de genul. Dar un om dacă acum... Sunt foarte mulți oameni care înnebunesc în casă, momentan, cu toată pandemia asta de o lună. Pentru că, crede-mă, cred că au șters și fiecare colț, au mutat mobil, au spălat pe sub mobil, la modul ăla de plictisit, cred că sunt. Confirm, mai că mi-a lucrat în spital psihiatric. Wow. Da, și oamenii cred și că nu prea au sunt. Au mulți pacienți care, în urma izolării, au ajuns la spital pentru că... What?
Vorbești serios? Mai pline ca niciodată acum. Da, mi se pare normal, pentru că atunci când întrerupi rutina unui om sau așa mai departe, când îl pui într-o situație de asta psihologică în care e diferit față de ce face el, chiar riscă să aibă probleme. E o chestie normală a lui uman. Vezi tu, social media pentru unii oameni este foarte benefică din punct de vedere al faptului că îi ajută să fugă de realitatea lor. Să fugă de ce au în cap și de, înțelegi, și își umplu timpul. Omul cât e ocupat, mereu va fi sănătos din punctul meu de vedere. Mm-hmm. E momentul în care s-a oprit și are timp liber. Abia atunci vezi clar cum e omul ăla. Dacă e abia sănătos aici. Deschide și el gura. Mm-hmm. Probabil, da. Leule, tu ce ți-ai făcut la gât acum? Mi-am făcut cravată din firul de la căști, atât de interesant. Ziua 20 de pandemie. Deja ne spânzurăm. Atât de interesant ce spui. Nu, ia vorbește tu cu mama lui. Dacă tragi de ăsta, devine altceva, dar cravată. Continuați. Da. Asta a fost părerea mea cu internetul. Părerea mea cu internetul. Am terminat internetul, băieți. La mama lui King, că te ia depresia. Bă, dar vorbiți-mă unul peste altul, mă, ce naiba. Și zici că au venit foarte mulți pacienți pe partea asta la mama ta la spital? Nu foarte mulți, dar a avut cazuri care au venit în urma izolării. Și ce? Uite așa, ca Leu. În urma izolării au ajuns la... Și ce diagnostic primesc? Adică unde intră chestia asta? Sincer, nu am întrebat, dar mă gândesc că pe partea asta de overthinking și... Am înțeles. Anxietate în exces. Presie, anxietate, exact. Da, problema cea mai mare, dacă a rămâne fără internet, mai ales acum în timpul izolării, cred că schimbarea ar fi prea brutală, știi? Încolo, dacă nu ar fi fost izolarea, să rămâi fără internet, până la urmă nu ar fi așa de grav, pentru că ai putea să ieși la restaurant, să te întâlnești cu prieteni, etc., etc. Exact. Deci nu ar fi fost așa grav. În schimb, da, acum pe timp de izolare chiar ar fi bă, rău. Ar muri totuși influencerii de foame. Nu mai au public. Da, exact. Așa ca noi, nu ne-ar mai plăti YouTube-ul. Clar. Și altă chestie, de exemplu, uite aici, noi în Franța, cel puțin de când stau în Franța, televizorul tot timpul a fost prin internet, deci dacă rămân fără internet, rămâi și fără televizor. Ceea ce înseamnă că nu mai ai niciun mijloc de... Informare. De informare. Cred că cei mai afectați ar fi tinerii, pentru că cei bătrâni au trecut prin perioada în care s-a fost normal la telefon. Nu știu dacă știți, dar a fost la un moment dat o chestie cu... Dacă aveai 2 secunde, nu te taxa. Și ridicai, ce faci? Și închideai. După aceea te sună altul. Bine, tu? Închideai. Am înțeles că a fost o chestie. Să bați sistemul. Da. Trecem la următorul subiect, producția. Yep. Nu, îl așteptăm pe Lelo, el e... Am o zi odată. Care e filmul care v-a marcat cel mai mult și de ce? Întrebarea de asta nu m-am gândit niciodată să o pun ca subiect. Filmul, da. Bă, stai că eu acum... Întrebare bună pentru seria ta de întrebări. World War Z, fiindcă o să devină realitate în curând? Aoleu! Glumesc de altfel. Noi ne descurcăm cu o pandemie, dacă erau zombie, cred că... Aș zice un film care m-a marcat de curând. Dar nu știu dacă am un film care m-a marcat total. Probabil o să-mi vină pe un podcast ăsta și o să zic, sau probabil după ce, pe stream. V-ați uitat la A Star Is Born? Nu? Cu Bradley Cooper și cu Lady Gaga? Atunci nu mai are rost să vă mai zic. E un film în care un star care este... Știți cum sunt rockstar? E tipul clasic de rockstar. Droguri, băutură, depresie, tâmpenii în capul lor, înțelegi? Care descoperă... Cum așa, Caleu, da. Care descoperă într-un bar pe Lady Gaga... Na, care cânta, o ia cu el, să căsătoresc, devine ea foarte mare, el... ideea e că l-am dat... N-aș vrea să vă dau spoiler, chiar merită filmul din punctul meu de vedere. E și puțin pe musical, e și în sfârșit, dar m-a marcat construcția personajului principal al lui Bradley Cooper, care
în care îi observi degradarea. 300 de cuvinte, construcția personajului principal din film. Îi observi degradarea, îi observi lupta psihică pe care o duce. Care și ajunge într-un punct culminant în care se întâmplă un lucru. Nu vreau să vă zic aici, că v-aș da un spoiler. Dar mi-a plăcut construcția personajului. Cred că asta mi-a plăcut cel mai mult acolo. Da. Cred că de la carantină este să trage băieți. Maybe. No, eu sunt mai poet așa, mai filozof, dacă mă credeți. Artist, așa. He's an artist. Da, și sunt inginer, dacă te uiți în cartea mea de muncă. Da. Pe voi? V-a marcat vreun film? House of Detention. Ce? Cum? Ce? Ok. Ce zici, Timi? House of Detention. Timi a spus așa, House of Detention și după aia... Ah, ok, era o glumă. Nu, glumesc. Uite, serios, Amanda, să nu caute nimeni filmul ăla, serios. Dacă mă întreb serios, de tot, nu știu, ce mi-a plăcut foarte mult în ultimii ani, ca să mi-l și amintesc bine, cred că a fost Interstellar, care mi s-a părut foarte șmecher. Și el a fost foarte bun, da. De la coloană sonoră până la poveste, la ideea în sine, care poate ar părea relativ plauzibilă, așa un pic trasă de păr, mi s-a părut foarte mișto filmul. Leu caută House of Detention acum. Evident. 2002. Ok, m-am uitat la... Uite, v-am prevenit. La plot keywords și este o asociere foarte, foarte bună de cuvinte aici. E posibil să ajungeți să vă faceți cont pe Grindr dacă vedeți filmul ăla, e tot ce zic. Deci nu vă riscați. Nu, rămânem fără. Mai bine. Da, și eu vreau să plec tot pe Interstellar. Adică e singurul film care îmi vine în cap acum. Și, nu știu, m-a marcat într-un fel că, faptul că relatează cam cu ce se întâmplă acum, cu schimbarea climatică, etc., etc. Și cred că și pe partea sonore, cum zicești tu, coloana muzicală, etc. E foarte, lui Hans Zimmer. Ia să-l revăd. Poate îmi schimb și eu. Super fan filmul. Acum, Lalo? Bă, eu n-am 50 First Dates, adică Adam Sandler, comedie. 50 Shades of Grey? Nu, tată. Miami Beach. Miami Beach. Miami, hai mă zi. Mamă, îmi place Max. Ați văzut filmul? Serios, amă. Eu l-am văzut. Dacă vorbim după despre el, dacă vreți. Hai că vorbim după. Ca să-mi critic prietenii. Eu n-am un film la care mă gândesc, dar pot să mă gândesc la seriale, pentru că pe mine parcă seriale mă influențau mai mult, nu știu de ce. Adică de fiecare dată când mă uitam la un serial, parcă îmi doream să fiu și îmi schimbam așa cum gândesc. Așa. După personajul principal, adică m-am uitat la Sherlock și, na. Nice. Sherlock, nice. Varianta BBC. După aceea, la ce m-am uitat. Adică toate seriale care m-am uitat parcă aveau un personaj de genul ăsta. La Suits, care l-avea pe Harvey Specter. La Peaky Blinders, mai spun. Și genul ăsta de seriale pe mine, deci, mă făceau să... Tot construcția unui personaj te interesează. Exact, adică, nu știu, îmi plăcea să aibă un personaj din ăla badass. Mm-hmm. Și Blacklist, mm-hmm, și mai departe. Playing with Fire. Mm-hmm. Poftim? Nu căutați nici filmul ăla. El doar așteaptă să zicem un cuvânt dintr-un film d-ăla. Da, mai departe. What the fuck, Timmy, mă speri. Da. Bă, și... vreau să întreb, Leule, te uiți și la anime-uri? Că de obicei persoanele astea care se uită la seriale... M-am uitat la un singur anime și e tot genul ăsta, are tot genul ăsta de personaj, la Death Note, care mi s-a părut absolut genial. Fai de cap. Dacă ești genul de privitor ca și mine, care te prinde, e genial. Genial chestia. N-ai văzut tu Naruto? Are un plot care... Nu, în Naruto m-am uitat, am încercat, pentru că aveam foarte mulți prieteni în liceu sau în ceva general care se uitau, dar pur și simplu era prea plictor, adică... Efectiv, la început e plictisitor, da? Dura 10 minute să-și dea un pumn. Literalmente stăteau unul în fața altuia, erau niște replici de la imense și dura 10 minute să-și dea un pumn. Și n-am avut răbdare să mă uit la asta, nu e genul meu, aia e. Da. Așa și în Death Note dura foarte mult să se întâmple chestii. Bă, da, te ținea într-un suspans incredibil. Eu n-am găsit suspansul ăla ca în Death Note niciunde. Okay. Nici în Dark. Dark. Doamne, deci să vă uitați la Dark este... E nemțesc, parcă, nu? Plană. Da, e făcută în Germania cu actori. Da, e făcută în limba germană.
dar este genial, genial. Bă, off topic. Eu am fost în clasa 6 în Franța, în Cannes, undeva în Normandia, și am văzut o chestie ciudată, ce n-am văzut în România. Metrou? Nu, în drumul taberei. WC-ul era într-o cameră separată față de restul băii, chiuvetă și etc. Așa e, așa e și tu, Wiki? E ca la McDonald's. Aici unde locuiesc, au fost spart peretele între WC-ul și restul băii. Dar deci normal ar fi fost așa. Normal ar fi fost așa, exact. Peste tot cam e așa, exact. Ce ciudat. Adică mai ales în clădirile mai vechi. Și în casă oamenii au fix cum am dat exemplu la McDonald's, de exemplu, unde e separat. Au așa cabină. Ai toaletă într-o cămăruță mai mică, din care după care trebuie să ieși. Dar bine, de obicei ai un robinet în camera cu toaleta și ai dușul și iuveta și toate celelalte, de baie, iuveta, etc. Ai în altă încăpere. Da, cam o baie, ca o baie împărțită în două, atât că ai două uși. Da. Ai două intrări. E un pic cam stupid dacă te gândești că te duci acolo să te scuzem limbajul, să te caci și după ieși, te duci în camera cealaltă să te speli pe mâini. Nu, că da, nu de obicei există o chiuvetă și un... Ai o mini chiuvetă tot timpul. Pe unde faci numărul 2. Bă, totuși, dacă ai o singură baie în casă și mai mult de... Adică dacă sunt două persoane... E un avantaj, că poate să facă duș unul când celălalt are alte chestii. Și mai sunt nepotriviri de-astea, credeți-mă. Adică se întâmplă. Bun, trecem la al treilea subiect dat de Claudiu. Recomandări de activități în carantină. Am un meme bun. Exact. Fiți meme-ul cu... Ola. Cum era melodia aia? Ola. My name is Mariola. Cum era? My name is Manuela. Era o melodie. Eu mă iau Mariola, zice. Așa. Eu mă iau Manuela. Of, ton. Cred că e foarte sănătos, nu, lăsând asta, din punct de vedere psihologic, cred că e foarte sănătos asta, vezi, în perioada asta. S-au doit. Mamă, ce-mi place că s-a întrerupt Discord-ul când ai vrut să zici. Pe bune? Da. Mai zic o dată? Nu. Am înțeles ideea. Nu, acum e serios. Voi ce faceți? Cum arată o zi de carantină pentru voi? Pentru mine sunt activități care le făceam și înainte, adică să scot câinele pentru că sunt obligat, dar în rest stau pe calculator cam toată ziua. Ceea ce nu schimbă foarte mult de rutina dinainte, pentru că și la muncă stau pe calculator toată ziua, atâta că nu petrec timpul jucându-mă sau editând, îl petreceam la muncă făcând ce aveam de făcut acolo. În rest nu, am încercat să mă tund singur, a fost o activitate foarte interesantă. Asta trebuie să fac și eu. Nu. Asta zic, încep să fiu încet deranjat de izolarea asta, pentru că aveam un stil de viață foarte activ înainte. Adică nu prea eram acasă. Nu prea eram acasă în timpul zilei și... Asta s-ar putea să fie ultimul filmuleț cu tine, sane. Da. Mama, ți-e dor de mine. Ce activitate să propun... Mă gândesc și zic, mai poate aveți voi ceva. Ia ziceți voi. Timi, zi tu, hai că. Stai un pic. Tu ne-ai spus să propunem oamenilor o activitate. Zice, recomandări de activități în carantină. Ok. Păi eu recomand oamenilor. Deci să băgați 40 de milioane într-un VR și să vă jucați pe VR. Bă, nu e chiar atât de mult, ok? 40 de milioane. Rutina mea arată cam la fel ca înainte, cum a zis Wiki. Numai că recomand oamenilor să facă niște mișcare. De exemplu, în ultimele săptămâni am început să readuc starea de mișcare la zi, să zic așa. Adică, nu știu, mi-am găsit prin casă o saltea nea de yoga, știi? Am găsit niște gantere de la taică-miu, care surprinzător sunt destul de ok, au vreo 10 kg. Faci mai multe repetări și merge. Am niște benzi, stai să vă arăt. Da, știi despre ce benzi. Da, arată-ne, te rugăm, arată-ne ce faci cu ele. Le pui pe picioare, tragi de ele. Poți să devii creativ, le pui la picioare, tragi de ele, știi? Ce s-a încordat acolo, sus, în voce! Sunt diferite chestii care, dacă ești creativ, poți să lucrezi destul de bine, diferite grupe de mușchi. Și mă rog, să-ți păstrezi forma, până la urmă, știi? Dacă toate sălile sunt închise. Eu recomand să creați chestii, să faceți filmulețe. Eu îmi umplu timpul, eu chiar scrisesem mai sus aici că simt că trece timpul mai repede acum, parcă aveam mai mult timp înainte de carantină.
Adică în orice secundă eu editez ceva, eu mai și lucrez de acasă, adică în intervalul 9-18 sunt la muncă, practic, și n-am, nu asta s-a schimbat foarte. Dar se audă șefului. Nu că nu se uite, nu l-am întrebat. Că e de trist. Da. Dar Radule, tu nu te mai duci la muncă, nu? La serviciu? Nu mă duc, lucrez de acasă, am în spatele meu, okay. Voi nu vedeți, acum o să vedeți voi, în spatele meu am calculatorul de la servici. Serviciu. Înțelegi? Da. Mai doi, pentru lumea de pe podcast care nu știe, hai să vă explic cum vedem noi pe Radu. Uite așa-l vedem noi pe Radu. Da, băieți, hai să tragem un podcast. Am webcam aici jos. Da, mă, pentru că dacă îl pun aici, se vede pe... Vedem doar nările. Se vede pe camera mare. Da. A, da. Uh-huh. Camera mare. Camera da, camera cu care... Mare. Deci n-ați venit cu ajutor către oameni. Cu recomandări. Bă. Da, nu știu. Eu mă joc toată ziua. E foarte productiv. Așa, am, adică mă duc, lucrez și eu 4 ore, lucrez și fac chestii pentru facultate, mănânc, gătesc și, a da, gătiți, da, ăsta este sfatul, gătiți. Este perioada perfectă să învățați. Băi, să gătiți. Economisit foarte mulți bani. Bă, și eu. Ciorbă. Am învățat să fac ciorbă și nu știu dacă îmi place pentru că e bună sau îmi place pentru că e făcută de mine și am dat bani și trebuie să o mănânc. Deci, da, îmi place. Cheltuielile mele cu carantina sunt de 3 ori mai mici decât normal. Tu mâncai și absolut exclusiv fiecare zi. Nu. Comandai nu. La... Nu, îmi făceam duminică seara mereu îmi făceam ceva de mâncare care mă ținea până miercuri, să zic. Dar după aia, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică... Food Panda, cheamă-mă și voi veni. Era la Speed Taxi, de fapt. Înțelegi? Și nu mai ai totodată ieșiri în oraș, de exemplu. Sunt diferite costuri pe care le-ai redus. Transport, nu te mai miști. Eu acum aveam trotineta sau mașină. Bine, cu mașina încerc să o folosesc cât mai puțin în București, pentru că am ajuns la concluzia că dacă n-am ceva de cărat, mai bine iau trotineta electrică și ajung oricum mult mai repede. A simțit pe cineva ce s-a întâmplat? Pe scară? Oh, ce l-a calmat. Asta e un fel de... Nu vezi că face podcast? Taci acolo. Timi, zi-mi și mie, ne-ai pus o poză aici. Hai, spune Wikish după aia. De când e faza cu izolarea, la mine spatele blocului a devenit parc, știi? Practic e parcare în spatele blocului. Stau la parter și geamul e pe partea cu parcarea. Parcarea a devenit parc pentru că nu-i vizibil la stradă, știi? Deci dacă oamenii stau lumea, de o oră, două afară, nu îi vede nimeni. Și atunci au devenit parc de copii, etc., etc. Și evident că Betty când trece cineva să o dă cu mingea în perete, să o dă cu mingea pe oriunde, Betty imediat începe să... Și tocmai asta s-a întâmplat acum, adică au trecut trei copii zbierând la geam și evident că ea s-a activat. Am înțeles. Foarte bine. Timi, ne-ai pus o poză aici cu Platinum Casino, Casino.ro. Ce naiba e chestia asta? Da, corect. Astfel, acest episod al podcastului este sponsorizat de către glumesc. Mi-au apărut pe Facebook, nu știu de ce, că nu am treabă cu așa ceva. Da, bă, că e da și ha-ha. Da, bine că noi am dat ador. La diferite servicii de casino online care îți vin acasă să faci depuneri sau plăți la ei la casino. Gen, trimit pe un om să-ți ia banii sau să-ți aducă bani, știi, servicii de acasă pe perioada de carantină. Se adaptează, mă, oamenii. Da, și mi s-a părut așa, interesant, relativ. Retrageri și depuneri. Și tot din marca asta cu servicii de carantină, am mai văzut o reclamă, dar nu v-am trimis, nu știu ce, n-am uitat, la o pizzerie care, când comanzi pizza de la ei în perioada asta, îți dă la pachet o mască. Okay. Nu joc, gen fără exagerare. I-am văzut că cei de la Food Panda au acum o chestie, o bifezi și îți lasă mâncarea în fața ușii și pleacă. Ca să nu mai ai contactul. Și Uber Eats am testat. Da, dar pui mâncarea pe jos. Măcar o prinzi de clanță, cumva. Depinde, că dacă e o cutie de... pui mâncarea pe jos. Te duci și tu și pui ceva pe jos înainte. Pui o măsuță de la Ikea. Lăsați aici. Și pui o foaie și scrii aici. Ideea că oricum mâncarea pe care ți-o aduce teoretic, dacă vrei să fii super safe, trebuie să o dezinfectezi tu acasă. Pentru că teoretic orice cumperi trebuie dezinfectat. Da. Am luat și eu clor și mirosa tot clor după pe aici. Miroasa spital aleu.
Nu mai merg, băi, s-a trecut relativ repede, zici că am făcut curat, așa s-a simțit. Parcă mi-am adus aminte de vremurile când făceam și curățenie. Dacă mă aude mama, mă sună instant. Ce ai zis? Mai minți că ai făcut curățenie? Mihăiță, mamă, ia du-te tu acum, ia mopul ăla. Bă. Dar încă o activitate bună pe care să-ți închei geamul, revin. Faceți curățenie, eu fac curățenie mult mai des acum. Da. Câtă curățenie să faci, mă, mâncați așa ochite. Bă, fac o dată pe mizeria mai ușor, fiindcă stai mai mult acasă, jur. Da, efect. Stând da, atât de mult în casă, observi. Dar și din așa ca și activitate, să mă mai mic, fac naiba ceva. Eu am păcătuit, am fost rebel într-o zi, mi-am pus mască, mi-am pus mânuși, mi-am pus tot ce trebuie. Și am dat totul în jurul blocului, am alergat până spatele blocului pe aici. N-am dat de niciun om, n-am întâlnit niciun om pe străduțe, deci sunt safe. Dar m-am dus și am alergat. Știu, dar tot e periculos. Tot e periculos. Da, pentru tine personal, nu știu, dar când e vânt, trebuie evitat, pentru că vântul ridică toți microbii și toate chestiile de la sol. Da. Bă, și dar... la mine la bloc e o chestie care mi se pare complet inconștientă din partea părinților. Își lasă copiii, deci sunt vreo 6 copii care de dimineață până seara stau afară, jur. Deci toată ziua sunt afară și alergă prin jurul blocului. Cei drept eu stau cumva un pic după stradă, adică nu chiar la stradă, mai un rând de blocuri, știi? E un pic izolat, da? Tot mi se pare cam aiurea să-ți lași plozii afară toată ziua pe perioada asta. N-au și internet, n-au Minecraft și Fortnite. Nu chiar, mă. Dă-ți seama că copiii stau în casă și gălăgia pe care... practic o consumă afară, o dau din ei afară, ar face-o în casă și ar înnebuni părinții și probabil da, de asta. Cred că da, asta e principalul motiv din punctul meu de vedere, pentru care și eu experimentez aceeași problemă cu copiii, adică cu părinții și copiii tot timpul afară. Uh-huh. E păcat că nu realizează cât de cât pericolul la care se expun. Copiii sunt ok, cred că pericolul la care se expun părinții, pentru că copiii pot veni de afară și ei sunt mult mai predispuși. Băi, mai avem un subiect pe care aș vrea să mai discutăm astăzi. Și asta se numește așa, comunitatea Twitch și cât de unită e din punct de vedere al noului venit pe Twitch românesc, Colo. Nu știu dacă ați văzut, a venit Colo ONS pe Twitch, un tip, un YouTuber. Chiar vreau să aud de asta. Un YouTuber care a venit pe Twitch și din câte am înțeles, în prima zi în care a făcut stream, a dat undeva la 200 de banuri pentru că chat-ul spama, nu mai face stream pe Twitch, pleacă de aici, nu te vrem și multe emote-uri și multe chestii. Și uite, dacă vreți mă duc acum să vi le trimit. Apropo de Colo, o să te întrerup un pic, ai zis că a venit și încă eram în subiectul ăla relativ cu corona. Înainte schimbăm subiectul, uite ce a venit la mine ieri, pe stradă. Izoletă? Două. Da. Apropo de ea care își lasă copiii toată ziua afară. Bine, nu e chiar la mine pe stradă, e vis-a-vis de blocul meu, dar oricum. Nasol. Uite, o să vă trimit trei clipuri. Le trimit acum pe Discord să le aveți, să vă uitați la ele, să vedeți ce a zis el de comunitatea de pe Twitch. Oh, bă, cam e. Zitu. Da, întrebarea mea este următoarea. El face, a venit să facă de probă că n-ai la modul Twitch acum, sau pentru că mai sunt oameni care au venit pe Twitch de pe YouTube. N-am nici ceva de... Unul pe care l-am usat este NV-ul, un tip... care mie personal nu prea îmi place foarte mult, dar poate s-a mai maturizat sau s-a mai schimbat de atunci. Să sperăm că pe Twitch o să aibă altă atitudine, dar aparent vin și băieții ăștia de genul ăsta de oameni, nu de pe YouTube, pe Twitch. Nu știu, nu mai plătește YouTube-ul sau ce s-a întâmplat? Nu mai rentează? Pentru că eu cred că mai mult de atât nu se poate duce discuția când vine vorba de ei. Da, nu știu dacă are rost să arătăm clipulețele despre care, dacă vrea cineva să vadă clipurile, sunt pe Twitch-ul lui Colo. Eu acum le ascult. Sunt vreo 3 făcute. Oh, ok, deci primul comentariu, prima impresie. Hai că te las să-l termin. Sunt oameni faini. 10-15 ăla. Bravo. Da, mă, și mie mi se pare că există mai multă toxicitate pe Twitch. Nu știu cine a zis că pe Twitch sunt oameni faini, nu știu ce. Bă, mi se pare că ne uităm la level 10, deci să mori dacă nu.
Deci, gata, mă? Lol, level 10. Nu știu, nu. Nu mă simt acasă așa, știi? Adică parcă tot pe YouTube. Da, mă, deci practic omul a venit pe Twitch și el nu-și dă seama de ce toată lumea a început să se ia de el, știi? Adică și, comunitatea e toxică, într-adevăr. Că, îți dai seama, omul vine prin prima zi pe Twitch sau așa, intră lumea și se ia de el. Acum, din punctul meu de vedere, trebuie să realizeze și el că, bă, tot ce am făcut până acum nu poate să fie șters cu buretele, pentru că el a fost o persoană extrem de toxică pe YouTube și a avut o grămadă de scandaluri și o grămadă de înjurături de alea ca la ușa cortului, de pe care a profitat cu niște numere, pentru că lumea de-aia se uita. Și încă face material de mântuială și... Adică, din câte am înțeles, că... din câte am înțeles, omul a pus un goal să se radă în cap și după ce a terminat goal-ul, a mai pus încă un gol să se arate pe picioare. Înțelegi? Lasă asta, eu vorbesc efectiv de clipuri în care înjură lumea ca la ușa cortului și așa mai departe. Bă, nu înțelegi. A primit fix ce a servit el. Primește fix genul de content și are fix genul de oameni care intră pe Twitch. Exact pe ce a oferit el, asta primește. Ultimul comentariu de pe primul clip pe care vi l-am dat, scrie unul: Păturiche, ai idee dacă rămâne colo aici? Da, nu știu. Ziceți și voi, că după vreau să-mi exprim ideea în general despre oamenii toxici care vin pe... Eu am două chestii de zis. Prima dată, respect pentru Colo că folosește cel mai adevărat headset. Și a doua chestie este că mă aștept ca nu toate comentariile pe care le-a primit să fi fost neapărat în jurături la adresa lui, și mă aștept să fi fost și pur și simplu troll din asta clasic de pe Twitch, știi? Dar Colo, fiind probabil un mare fucking normie, cum mi-l imaginez eu, nu sunt sigur că așa este, dar așa mi-l imaginez eu, asta e imaginea pe care mi-a creat-o mie, bănuiesc că nu a perceput... trollul ăsta de pe Twitch, în ghilimele, în modul cel mai bun. Și nu cred că a înțeles toate memele. Imaginați-vă că Shelly vine în ziua următoare pe Twitch. Nu vă imaginați cât troll va fi pe canalul ăla? Da, dar Shelly pare genul care să embrace it, știi? Nu cred că o să citească comentariile Shelly. Shelly, dacă face live, nu cred că o să uite la comentarii. Pentru că... cred că da. Cred că va fi... Prima oară n-ai cum să nu te uiți, frate. E... ce, când va avea 10 oameni în primele 3 secunde? Da, va avea mii de oameni, dar tot se uită printre ele și va fi: mamă, chat, nu pot să citesc, sunt prea mulți, dar tot le va încerca să... Știi cine urmează să intre pe Twitch? Am văzut aseară un tweet. Maisie Williams, dacă v-ați uitat la Game of Thrones, Arya, tipa micuță. S-ar putea să se bage pe Twitch, da. Lasă, hai să continuăm subiectul, văd ce părere aveți. Să-și deschid de un OnlyFans, nu? Băiți mei, trebuie să le dăm în cap direct oamenilor ce care... Ce prost ești, mii. Și care știm că... Da, eu vorbesc peste această glumă. Deci trebuie să le dăm în cap direct oamenilor care vin, sau pur și simplu să le dăm o șansă, să vedem dacă fac același mizerie sau dacă poate se adaptează la stilul Twitch. Bă, și nu cred. O șansă. Nu cred că, de exemplu, Colo. Nu cred că este tipul de om care se va adapta vreodată la o platformă. Da, asta era întrebarea. Lăsându-l la o parte pe... Eu i-aș da o șansă. Nu l-aș urmări, pentru că nu consider că e pe... aria mea, dar eu aș da o șansă. L-aș urmări o oră. Dacă după o oră ajung la concluzia că n-are nimic de adus în plus și mai mult de atât dăunează, atunci da, i-aș da în cap. Eu mă refer din punctul nostru de vedere al streamerilor de pe platformă. Nu mă interesează. Ca și streamer nu mă interesează, pentru că mereu va avea public. Dee ne-a scris, cu Dee am vorbit după tot podcastul trecut, unde m-am aprins eu puțin, și mi-a zis o chestie, că îmi pierd timpul, îmi pierd timpul încercând să educ pe toată lumea. Scandalul mereu va avea un public, Colo mereu va avea un public, înțelegi? Eu trebuie doar să-mi găsesc publicul meu și să găsesc oamenii mei. Sincer, oamenii care îl vor urmări pe Colo by Heart, nu aș vrea să fie la mine în chat. Da, ideea este că noi ca și streamer, asta e locul unde lucrăm, practic, e casa noastră. Nu ne dorim să fie chestii toxice și trebuie taxate, adică bănuiesc cam stabilitatea asta. Și asta întreb, dacă vin oameni și încep să facă același lucru, dacă ne trezim mâine pe mine cu aia care stau pe Omegle sau așa mai departe pe Twitch, nu trebuie noi ca și content creator să-i taxăm cum îi prindem. Da, leule, da, facem să se simtă, știi? Adică bănuiesc că nu trebuie să stăm imparțiali. Da, știu că dacă vine toată comunitatea de streameri și te taxează, nu o să vină toată comunitatea.
Sunt mulți care... Foarte multă lume s-a luat deja de Colo. Revin la exemplu Colo, eu n-am nimic personal. Foarte multă lume deja s-a luat de Colo. Cine? Ce streamer mare s-a luat? Doctorul, de exemplu. S-a luat. Doctorul și-a dat cu părere în urma unor filmulețe pe care le-a dat chat. S-a uitat la niște filmulețe de ale lui pe YouTube și a spus că e o mizerie și că nu mai vrea să se uite la asta. Deci da. L-a taxat și în momentul în care marea parte a comunității te taxează, vine omul ăla și își discreditează. Pune și întrebări. Bă, cred că fac ceva greșit. Nu o să-și pună întrebările astea. Nu o să-și pună. El are bombardierii lui în spate care îl validează. Nu o să... Da, nu, dar măcar să poți trimite aici plec sau... Să nu, duce un război măcar cu toată comunitatea, dar așa eu zic că nu cred că are resursele necesare. El mereu va avea YouTube în spate și va face pe YouTube. Da, mă, dar nu știu cum să-ți explic. Gândești prea limitat aici. E vorba efectiv de feeling. Scuză-mă, dacă gândești limitat este pentru că vorbim despre un om limitat. Este un om care nu se poate adapta. Tipul ăsta de content creator nu se poate adapta. Pentru că nu vrea. Deci pentru asta că, e concluzia ta. Da, pentru că nu vrea, nu-l interesează. Nu știu, eu sunt de părere și eu închei, asta e părerea mea finală, că trebuie să vedem ce fac. Dacă vine omul respectiv X, fie că e Colo, fie că e altul, și vine cu același gen de content și se apucă să facă mizerii de genul ăsta și pe Twitch, trebuie taxat în secunda 2. Dar până atunci nu pot eu să mă iau de el. Îl taxezi tu? În trecut. Îl taxezi tu în postura de content creator sau tot, ca și public? Toți streamerii trebuie să-l discrediteze și trebuie să discrediteze nu publicul, comportament. Nu publicul. În comunitățile lor. Nu, dar și oameni. Mie mi s-a părut cam urât, sincer. Adică vine el pe platformă și deja toată lumea... Asta vreau să zic. Și atitudinea Twitch-ului. Cu ce face Twitch-ul deosebit de YouTube asta? Dacă mergea un streamer de pe Twitch pe YouTube și o lumea de pe YouTube intra și făcea chestia asta, mamă, ce făceam cu YouTube-ul, toți. Dar așa cum a venit el, n-a fost frumos din partea oamenilor să... Părerea mea, nu știu chiar tot contextul, dar vine un om, ok, a fost toxic înainte, lasă să-și facă, că poate, efectiv, poate e un om atât de bun și noi nu-l conștientizăm, încât se schimbă total și aici este cu totul alt, sau poate el vrea să facă o schimbare în viață, în viața lui de content creator și de asta am mutat pe Twitch. Și noi îi dăm la picioare, normal că-l facem și noi pe el toxic, noi fiind toxic. Asta e părerea mea. Uite, de exemplu, eu nu știu, n-am auzit de Colo, nu știam cine e, nu știam ce făcea pe YouTube și acum vorbind despre el, mi se pare așa un pic nedrept din punctul meu de vedere, care nu-l cunoaște ca personalitate, că în momentul în care eu intru la el pe chat, toată lumea se strigă, bă, ieși afară, nu știu ce chestii de genul. Într-adevăr, îți face așa o idee în mare despre cine e el, dar cred că adică nu e interzis să faci live pe Twitch, pe YouTube, faci live unde vrei. Cred că cel mai important e să... fiecare face live, dacă nu-ți place de personalitatea aia, pur și simplu nu stai și nu începi să dai cu părerea sau să începi să înjuri sau să începi să... Omul ăla cât timp nu încalcă regulile Twitch sau chestii de genul, el o să aibă dreptul să facă, să facă stream, își face contentul lui, după aia depinde de public, dacă vor să nu să promoveze, dar să urmărească genul ăla de content, știi? Da, să consume. Dacă unii oameni consumă genul ăla de content, e problema lor, atâta timp cât eu, evident că eu dacă îl urmăresc și am văzut că nu mi-a plăcut sau am văzut un clip și am văzut chestii de genul, evident că eu, comunității mele, o să-mi exprim clar punctul meu de vedere despre el dacă sunt întrebat. Și după aia depinde de ei dacă vor să-l urmărească sau nu. Da, sau, exact așa gândesc și eu. Nu cred că ar trebui să decapiteze pe om așa direct, știi, că au venit pe Twitch, uite, de exemplu, eu nu-l cunoșteam, știi, și atunci probabil sunt mulți care nu... Dar ce părere îți lasă ție prima dată când vezi clipurile alea? Nu le-am ascultat, adică am ascultat primul clip și a zis că comunitatea pe Twitch este foarte toxică. Din punctul lui de vedere, evident că în momentul în care el a intrat pe Twitch... Ai prima impresie, da. A început să arunce copiile în el, știi? Nu știu. Eu, cunoscând comunitatea de pe Twitch, știu că de obicei în chat pe Twitch nu e nimic ca din răutate și e mai mult troll, da. E mai mult amuzant. De exemplu, și eu am oameni în chat care sunt aici de când am început să fac streaming și vorbesc nu neapărat frumos, dar eu știu că ei nu zic cu răutate și sunt troll, pur și simplu. Exact. Și atunci exact. Eu accept chestia asta pentru că mie mi se pare amuzant. Adică face parte din comunitatea care am creat-o, face parte din chat-ul de zi de zi și mie mi se pare amuzant. Evident că unii oameni care vin noi la mine pe canal
sunt un puțin deranjați de felul în care vorbesc ei. Dar eu în momentul ăla le explic că e ok, adică el e așa, el e un troll în mare, el vorbește așa de obicei și vorbește așa și cu mine. Deci nu mă deranjează, dacă pe tine te deranjează, eu îi spun să-l ignore sau pur și simplu să-l blocheze, să nu vezi ce scrie, etc. Da. Dar, cred că ar trebui să așa, să-l lase fiecare de la el. Da, nu știu, mi se pare că oamenii de pe Twitch, atât viori cât și mulți streameri, sunt și elitiști. Adică la modul, ce vine aia mă de pe YouTube la noi, că noi suntem superiori. Știi? Bă, și asta... oarecare frustrare există în orice streamer român când vine subiectul Twitch versus YouTube. Da, există, adică, frustrare, adică toți care fac pe nu Twitch... Nu suntem cu nimic superior față de ei dacă da, suntem frustrați. Da, toți care nu fac pe... cei care fac pe Twitch și nu pe YouTube au făcut din start un compromis, pentru că clar nu o să ajungi momentan la numerele de pe YouTube făcând pe Twitch. Da, faptul că și ei vin pe Twitch, asta spune ceva. Înseamnă că... Păi asta trebuie să ne întrebăm, bă, vin oamenii ăia pe Twitch, asta s-au plictisit de publicul ăla, s-au maturizat, maybe. Maturizat, da, la asta mă gândeam și eu. Let's give them a chance. Maybe. Dacă intri și dai în cap acolo că tocmai ai zis că vrei să-i dai în cap, acum vrei să-i dai o șansă. Nu, băi, nu, te rog. Vorbește de ce am zis. Public, nu de... Caz de... Ăsta e mai bipolar ca ex-ul meu. Da. Nu, deci mentalitatea de circle jerk pe Twitch, asta de suntem cei mai șmecheri care vine să moară ei, nu e ok. Dacă lumea intra și zicea lui Colo, bă, ai făcut niște mizerii până acum, sperăm că nu o să le faci aici paftă cu Twitch-ul, eu zic că omul avea o atitudine mult mai potrivită, conștientiza și el, bă, cu niște mizerii, hai să nu mai fac ce am făcut. Să sperăm. Cred că era mult mai ok. Să sperăm. Eu unul am încredere că oamenii ăștia nu o să fie chiar atât de răi și nu neapărat că o să aducă un plus, că prea ne căcăm pe noi cu plusuri cu astea, să-și facă treaba lor și să nu vină cu mizerii. Eu atât vreau, să-și facă primurile lor și mai departe. Mă bucur că Twitch devine apetisant pentru toată lumea. Pentru că uite, ei să zicem că da, intrăm toți, îl dăm cu rahat încolo și acolo după aceea pleacă și spune la toată lumea, băi, am fost pe Twitch, nu poți faci, frate, stream acolo. E mizerie, nu poți faci stream acolo, că e o mizerie, toată lumea te jignește din prima, știi? E o reclamă foarte proastă și nu e adevărat. Așa că hai să fim cu adevărat superiori din punct de vedere al inteligenței, dacă chiar suntem. Dacă suntem doar așa prefăcuți, am înțeles. Hai să terminăm aici. Wiki, mulțumim că ai venit să-ți dai cu părerea cu noi. Mulțumesc frumos că m-ați invitat. M-am simțit bine. Mamă, leule, cum să vede. Deci clar trebuie să închidem, că te vezi pixelat. Păi număr pixelit. E gata banda. Gata, s-a terminat. Asta următorul podcast cu Bela. Corect. Vecina de la 3. Betty sau Bela? Stai, că eu spun Bela de la începutul streamului. Betty. Cu Betty. La Leu acasă a dat drumul la video chat vecina de la 3. I-a luat toată nu, banda. Nu, acum eu îl văd pe pixel. Eu mă văd bine, dar o văd pe Betty pixelată. Gata, on this bombshell încheiem. A trebuit să pui titlu featuring Betty și să spunem acolo în descriere că a fost și petul ei, Wiki. Da, zicem patru oameni și un cățel. Își dau cu părere. Da. Mulțumim, nu uitați de like, share, subscribe dacă v-a plăcut. Like, share, subscribe. Și ne vedem cu podcast. Asta o să fie 23. Și fiecare linkurile din descriere. Corect, și pe Wiki îl găsiți în descriere cu toate linkurile lui. Asta a fost podcastul 23, urmează 24 înregistrat și 25 live. Nu am hotărât dacă îl facem live pe Twitch sau live pe YouTube. Vă anunțăm la podcastul 24. La sfârșitul podcastului 24 avem... Un set de anunțuri? Tu ce? Da, gata, închidem aici. Mama, am făcut iar o oră. Ne place să vorbim. Hai, pa!